Fane de la Straia, am revenit, fraților, ca să vă spun ce am pățit ieri. Am avut programare la registru auto și m-a întors cu mașina înapoi, mi-a dat refuz, pentru că a zis că am ceva la mașină, un zgomot la toba de șapament. Iar n-a avut nimic la toba de șapament. Mașina, uitați, a avut un tampon rupt. Și am venit acum la aceea la service, de mi l-au reparat-o, i-am pus scutul, că a avut și scutul desfăcut. Și acum urmează să o duc înapoi la registru auto. Să vedem ce mai găsește de vină. Fane de la Straia. Sunt aceea la service. Fane de la Straia, am revenit și eu cu un nou Glob astăzi, de aceea de la Turnul Severin. Sunt aceea la un prieten de-al meu, aștept să pun testerul pe mașină, să văd ce problemă are. Uitați ce frumos, liniște, pe aceea la oraș. Aici frumos trandafiri. Ce să vă spun, fraților? Asta e mașina pe care... Să văd ce problemă are, că nu bagă rece, se bag freon. Și sunt aici. Mai aștept că mai e altă mașină în față. Și am zis să fac și eu un grup cu voi, prietenii mei, care mă urmăriți pe canalul meu de fani. Asta sunt eu, Fane, vă salut cu stimă, toți prietenii mei, Doamne ajută la toată lumea, să auzim numai de bine, numai probleme și probleme. Asta e, fraților, ieri am fost cu mașina la service, adică la registru auto să-i fac cartea și n-am putut să o fac, că i-a găsit niște defecturi. I-a dat un refuz și azi am venit și le-am refăcut. Și avea pe acolo un colier la un burduf, un tampon rupt la motor, folia am dat-o jos și acum mâine urmează să o bag din nou în registru auto, să vedem ce mai zice. Asta e, fraților, vreau să vă spun că sunt foarte bine, ok. Sănătos, mă simt bine, urmez, iau tratamentul pe care mi l-a dat doamna doctor. Și acum am venit la Severin, singur, am fost la service, de-am verificat acolo unde zicea că are toba spartă mașina, dar norocul că n-a avut toba și a avut un suport rupt acolo. Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat pe atât. Uitați frumos, trandafiri aici. Ce pomi frumos aici. N-am decât să aștept. Ce trandafiri frumos. Ce părere aveți? Mamă, ce căței frumoși! Cum îi zice la asta? Cățel frumos, pitinez. Da. Asta e. Mai așteptăm
avem ce să facem. Mai stăm, că altă treabă n-avem. Vă transmit fanii de la Straia. Prietenii mei, aseară nu prea v-ați băgat să urmăriți globul meu, că am avut o discuție cu doamna Marița, că vrea să o duc la Craiova, să o fac și pe ea mai frumoasă, să fac pe mutie de cuțit, să apară și ea mai surietă, mai slăbuță, dar după aia a renunțat. N-am mai vrut să fac. A renunțat și mi-a pus condiție să-i pun floricene la dinți, petricene. O să-i fac și treaba asta, că nu vreau să o supăr. Pentru că ea n-are tată, n-are mamă, n-are frați, n-are pe nimeni. E singură. Doamne ajută la toată lumea, o să revin. Fanii de la Straia. Revin. Doamna Marița, ce ai pregătit de mâncare? Uscături. Uscături? Da. Știi cât e ceasul? Nu. 4. Și eu n-am mâncat nimic de azi dimineața de când am plecat, de când am luat medicamentele. Da, uite, acum am ajuns și eu acasă, vreau să spun la prietenii mei, uite, acum am ajuns și eu acasă și mănânc un pic. Să ai poftă, Fanny, da. Mi-e o foame de lup. Păi și ce sunt eu, Gherina? N-am avut bani să-mi iau mâncare. Spun adevărul. Nu-ți fă rușine. De cine? Fără rușine spui. N-am. Sunt da. Și mai vrea să-ți fac și ție. Să te tunie, să te fac sex. Vai de capul tău cu sexul din tine. Afară, copii, afară. Da. N-am mai știut de pescară. Bă, dar conduce câte unul pe stradă și zici că zboară. Cine era? Nu știu. Poate e vecina, of. Hmm? Vecina poate. Hai, Vreau să spun, fratură, că mi-a fost o foame, de când zic că nu mai pot să ajung până la casă. Păi nu luași un corn, nimic, am zis eu un prieten. Nu luai, nu luai. Oricum, ajutare prietenii mei, făcură mașina mai mult așa. Și mai e rezolvat tot? Da. Și mâine te duce? La rar acolo. M-a ajutat Alin Sucă, mi-a băgat freon, mi-a șters sterilizare, m-a ajutat Nealică Tintejiu, prietenii mei. Scutul ăla făcut? S-a lovit? Îl pusărăm așa. Provizor. Mai spun? Nu mai. Dau și lupuri.
Să luăm acu, fărâm o ușă. Care? Să luăm acu tău. Care ușă? Aia. Îi dai și lui acu. Ce-i fac cu el? Ce mai fac scârbata la nașul cu aici? Da. Tăiem o roșie. Tăie roșia. Mama, ce fac? Tu să-i până acum acolo. O găsă sterică să la etaj. Ce căută acolo? Vezi că poate să se ducă sus la etaj. Să caută ea prin casă. Da. Mama. Dar tu furculică? Ăștia ce sunt? Poradici? Poradici. Pune și stare bine. Hai brânza aia. Hai brânza aia. Poradici. Zumeri. Acum nu făcui. Proaspete. Astăzi. Da? Acum de ai carne de la Suliman. De la Crușcul nostru, Suliman. Bă, da, ce-i aia? Ia unde? Așa e locul. Mănâncă ce-i cu stăpânul ăla. Cum nu mi-am apucat? Hai, gata. Gata, copii, mâncare-mi, hai. Nu închisă și ușa și gâinele cu tine. Băi, ce mai închisă-i atunci? Gata, revenim. Băi, Rex, vină cu hai. Aici, mamă, toată măriacă, aici suntem la datorie. Eu și cu Rex, cu Sterică, cu doamna Marița. Sunt supărată. De ce supărată? Măi, mă enervez mult. Vitamine, trebuie să mergi cu el la doctor. Să faci mai lung. Ai văzut până ajunge, ai văzut. Să facem vitamine, da. Ce caut? Dulce. Ata lea cata. Ce fac lămâie? Strâi cozonacul. Lămâie-i. Ăla-i cozonac care din altrămeie, leu. A, taie el atunci. A trimis lui Leu cineva de la București, cozonaci. Păi și nouă, de ce nu ne trimite? Ne-a trimis. Cine? Leu. Leu. Ăla e de la Leu. Numai parte, pui, numai parte. Ăsta-i cozonacul de la domnul Leu. Da. Taie el. Parte de neamul tău. Taie el acolo, pe toți. Dar nu ne-a dus, să mănâncă atâta cozonacul. O, nu vorbiți așa, că v-a trimis și vouă. Îi spun ceva. De ce ne minți că a trimis? Că e cumpărat de noi. El te duce să te facă pe tine, pe mutie de cuțit. Eu, păi mă duc eu să mă operez. Păi ce, sunt nebună la cap. O, vorbește mai frumos. Așa nu pot să stau. Ce faci tu mai sex? Nu am nevoie. Te tunez. Nu vreau, n-auzi că nu vreau. Îți bat caloserie nouă. Nu vreau. Nu vrei? Nici telescoape? Nu. Nici amortizoare? Nu,
șoldurile așa. Ălea sunt amortizoarele. Ălea sunt amortizoarele. Uitați, fraților, ne-a trimis și nouă domnul Leo un cozonac. Frumos cozonac, uitați. De boromin. Da. Să nu știi că ai făcut de tine. Ba da. Ai tu și fabrica asta. Prea multe aveți voi. Nu știu că am lucrat și eu la fabrică. Da, ia uite ce aici, un metru are. Spune și tu, uite, Adida, și unde a ajuns câinele tău. 4 oi te-ai. Nu mai vorbi urât de cățăl. Te rog frumos. Eu lăsați în ordine dumătăuri. Mai bine duci în fierbă niște oasă. Oasă? Da. Acasă-l. Fiecare cu perechea lui. Ia uite. Sterică cu lămâia, Fane cu doamna Marița, cu cățelul. Ai făcut tu lămâie pe lucrurile. Mănâncă mai toate putea, mă mai toate uscătoare, în camie. Am luat sărăcia. Vorbește românește, când ești pe grom. Eu plec de acasă, vrei să vezi? Unde? Vrei să vezi? Mamă, mă ce la muncă. Unde? La Lucea. La cine? La nepoții. Ia sunt soară și eu. Du-te cu bagaj. Îmi fac bagajele mai repede. Am acasă corul. E bomboane cu lindea, că te-o dat aia. Dar nu ca și mor. Da. Pe scara subie ce-am vreo. Da. Haideți să spun la cutuna. La cutuna. E dacă mă pun, mă duc și rămân acolo. Din cauza mea. Vezi că avem treabă. Să ne luăm casă, să ne luăm mașină, că plecăm. Unde plecați azi? La Andria. De-aia am spus la mie așa pe comentarii, să nu mai vă las. Nu mă duc.